în jurul cuvântului Dumnezeu, din nou, să dăm cinste cuvenită Domnului. Am venit în locul acesta ca să lăsăm pe Domnul să primească lauda noastră, să primească cinstea pe care vrem să-i o dăm și vrem să-i o dăm sincer, pentru că numai așa primește Domnul. În această dupămasă venim din nou înaintea Lui cu rugămintele noastre, cu rugăciunile noastre. Și avem atâtea lucruri care să-i spunem Domnului, de nu mai le știm noi numărul. Dar câte n-aș vrea eu, dar câte n-ai vrea tu. Dar printre toate, Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Și de ce nu ne-am dat noi în brațul Domnului? De ce nu ne-am prăbușit noi în mâinile Lui și în brațul Lui? Că El știe mai bine. Tu când ceri ceva de la Dumnezeu, crezi că ai cerut tot ce trebuie și de acolo încolo îți va merge bine. Vreau să spun că nu e așa. Dumnezeu știe mai bine de ce ai tu nevoie decât tu, personal, sau decât eu personal. Și eu am trăit experiențele astea, de-aia vă spun în această seară, haideți să ne prăbușim în brațul Domnului. Domnul știe mai bine decât tine ce trebuie ție. Și de multe ori am spus, Doamne, dar acum ce-am făcut de nu-mi primesc și actele și alea? Dar acum eu chiar că nu mai înțeleg. Tu mi-ai promis, mi-ai zis să vin în țara asta. Dar acum ce-am făcut? Ce trebuie să mai fi făcut și n-am făcut? Dar de ce nu mi-ai dat? Atât de necăjit am fost și atât m-am forfecat în mine, că mai să văd cer cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu a avut ceva mai bun pentru mine. Și eu n-am realizat atunci. Am fost gata să explodez în ceartă cu Dumnezeu, de ce nu-mi dă ce am vrut eu? Dai liniștit, în momentul în care nu-ți dă Dumnezeu ce vrei tu, că El are pregătit ceva mai bun pentru tine. Amin. Și indiferent cum judeci în momentul ăsta, când vei trăi experiența asta, vei mărturisi și tu că Domnul știe mai bine decât tine personal ce trebuie. Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Haideți în această seară. Am deschis Biblia și Biblia este cuvântul, este ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Cuvintele Lui sunt întipărite aici pe paginile Sfintei Scripturi. Și cuvintele Lui sunt minunate. Chiar dacă noi, prin felul nostru de a percepe, pentru că eu vreau să vă spun, perceperea noastră diferă de la unul la altul. Și nu o să înțelegi ca mine niciodată și nici eu ca tine. Dar Domnul să ne lumineze El, să înțelegem voia Lui și chiar dacă are lucrări diferite cu noi, Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem noi că El ne cheamă și El ne vrea și El ne va și răsplăti. Și nu căutăm răsplata unui om sau unei țări sau unui popor. Dumnezeu să ne facă să înțelegem că El dă răsplătirile și dacă îl slujești pe Dumnezeu cu adevărat, Dumnezeu te va răsplăti pe măsură. Amin. Vreau să citesc din Isaia aceste cuvinte. Aceste cuvinte, din locul acesta, mi s-au deschis într-un moment crucial pentru mine. Am avut atâtea presiuni în momentul în care am venit în țara asta și trebuia să justific prezența mea aici, de ce și ilegal. Vreau să vă spun, eram ilegal, aveam interdicție în țara. Și Dumnezeu m-a dus peste interdicția aceea. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să le spun oamenilor acestora care mă... aproape că mă ispiteau prin întrebările și prin presiunile pe care mi le făceau. Și am venit acasă și am deschis Biblia și mi se deschide de aici. Și vreau să fiți foarte atenți. Așa vorbește Domnul. Vreau să vă spun, prin cuvântul acesta Domnul poate să-ți vorbească. Prin cuvântul acesta Domnul poate să-ți vorbească. Dar știi când îți vorbește Domnul așa? Atunci când ai nevoie, în oricând. Atunci când ai nevoie. De multe ori, foarte mulți fac afirmația, pe ce asta că deschizi Biblia? Vreau să vă spun că Dumnezeu este acolo. Amin. Dar atunci când ai nevoie și dacă Domnul te-a mustrat, dacă Domnul ți-a vorbit ceva, nu înseamnă să deschizi Biblia de 100 de ori să-ți vorbească altceva. Ci rămâi acolo unde Domnul te-a îndrumat, prima dată. Dacă vreau să vă spun, este și sora Ionela aici. Am avut momente în care nu eram în preajma unei biserici sau așa. Și ne-am folosit de cuvântul ăsta. Și vreau să vă spun că i-au văzut lucrurile. Exact cum ne-a vorbit Domnul prin Biblie, exact așa s-a întâmplat. Amin. Și nu era încă întors la Domnul, ea nu era întoarsă. Și astăzi este printre noi. Domnul să o binecuvinteze. De pocăință avem nevoie toți. Probabil prejudecățile noastre din noi. Suntem slabi toți în mai multe feluri. Dar vreau să vă spun că nu asta e problema. Problema e că suntem pe calea pocăinței și indiferent cine ne judecă sau ne pune
într-o situație delicată, să nu mai știm noi ce să credem, Dumnezeu va avea grijă să te ridice. Și Dumnezeu va avea grijă să mă ridice. Nu vei rămâne niciodată de rușine. Pentru că însăși Dumnezeu spune, chiar și cei ce n-au minte nu se rătăcesc pe calea aceasta. Pentru că El se îngrijește de tine. Vreau să fii sigur de lucrul acesta. Vreau să dăm ascultare cuvintelor acestea din Isaia, din capitolul 45, voi începe cu versetul 14, după care vom intra și în rugăciune. Așa vorbește Domnul. Câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei ale sabeienilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine. Vor trece înlănțuite, se vor închina înainte ta și îți vor zice rugându-te, numai la tine se află Dumnezeu. Și nu este alt Dumnezeu afară de El. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu, Dumnezeul Israel, Mântuitorule. Toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară făuritorii idolilor. Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi rușinați, nici înfruntați, în veci. Căci așa vorbește Domnul Făcătorul Cerului, singurul Dumnezeu, care te-a întocmit în pântecul, în pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei ce-și duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu, drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Amin. Dacă am fi cu luarea minte, Dumnezeu ne sfătuiește să ne strângem. Dumnezeu spune să aducem pe toți să vadă. Pentru că El spune, eu sunt Dumnezeu și altul afară de mine nu este. Dacă este să facem așa cum ne spune Dumnezeu în cuvântul acesta, să ne strângem, este un lucru bun să ne adunăm, să ne strângem și să vedem ce are Dumnezeu. Dumnezeu are un plan și cu privire la locul acesta să facă lucrări mari, să facă semne și minuni. Dumnezeu lucrează și am văzut de dimineață, am văzut ceea ce Dumnezeu lucrează El, prin Duhul lui Cel Sfânt, lucrurile acestea nu se sfârșesc aici. Astea sunt doar un început ca să vadă oamenii că Dumnezeu lucrează. Și bineînțeles că noi vom asista la lucrări mult mai mari. Dacă venim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și într-adevăr în inima noastră nu este doar atât ca să vedem numai minunile lui Dumnezeu, vom vedea lucruri mari. Până acolo că învie morții. Dumnezeu poate orice. În momentul în care noi punem în problemă situația, dacă poate Dumnezeu, atunci să facă. Deci nu este obligat Dumnezeu. El poate, dar nu vrea. Noi trebuie să apelăm la Dumnezeu, la voința Lui și în momentul în care El și voiește, nu că nu poate, că El poate să învie morții. Dacă și voiește, atunci va face. Dacă nu, nu înseamnă că nu poate Dumnezeu. Și aici am văzut foarte multe contradicții. Păi da, au zis că poate. Păi da, Domnul poate, dar nu înseamnă că și vrea. Și atunci au rămas nedumeriți. Păi de ce zice? De ce vorbește de un Dumnezeu care poate? Dar nu înseamnă că nu poate. El vorbește de un Dumnezeu care poate, dar nu a și vrut. Haideți să ne stăm treși cu mintea și cu tot ceea ce avem înaintea unui Dumnezeu viu care poate, dar nu înseamnă că și vrea. În momentul în care și poate și vrea, atunci vom vedea lucrările. Și Domnul să ne ajute în această dupămasă să înțelegem chemarea pe care ne face Domnul. Domnul să binecuvânteze pe toți care au venit în această seară.
și aș dori cu toții să ne ridicăm în picioare și să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu care poate. Și să apelăm la El să și voiască, să vrei să facă lucrările pe care noi avem nevoie. Dumnezeu poate să-ți găsească un loc de muncă. Poate. Nu vrea. Dumnezeu poate să-ți dea o casă. Poate. Poate să-ți dea 10, 100 de căști, dar nu vrea. Dumnezeu poate toate lucrurile acestea. Dar haide să-L înduplecăm să și vrei. Că Domnul poate. Și cu acest Dumnezeu care poate, nu ajunge că ne lăudăm. Ne închinăm înaintea Lui. Venim sinceri înaintea Lui. Și atunci vei vedea mâna Domnului la lucru. Haideți cu toții să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu. Și să ne bucurăm și de aceste clipe și de aceste momente care le avem în seara aceasta. Domnul să binecuvinteze pe toți și stăm încredințați că Domnul va asculta rugăciunile noastre dacă vom veni înaintea Lui. Amin.